Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre vaccinul Mirtilus, adică afinul. Acesta conține insulină vegetală, deci ajută persoanele cu diabet. Dar înainte de toate, nu uitați să lăsați un like, un share, să afle și prietenii dumneavoastră. Abonați-vă la canal, este total gratuit. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Afinul este un arbust bogat ramificat, ramurile sale având în permanență culoare verde. Face parte din familia Ericaceelor. Se prezintă ca un arbust scund, înălțimea sa fiind de numai 50 de centimetri. Frunzele sunt oval alungite, iar florile au culoarea roz palid, dezvoltându-se în mai-iunie. Fructele sunt de culoare neagră sau ceva mai deschis spre grena, cu o nuanță de albăstrui metalizat. Afinul crește pe munte, de la circa 800 de metri în sus, până spre golurile alpine. Pentru uz medicinal se culeg frunzele și fructele. Din frunze se face infuzie, iar din fructe se prepară decoct sau se macerează. Mai nou, valoare medicinală au și rădăcinile de afin, din care se prepară un decoct. Alt preparat obținut din afin este tinctura. Substanțe active importante, care se găsesc în fructele, dar mai ales în frunzele de afin, sunt tanin, mirtilină și neomirtilină. Datorită mirtilinei și neomirtilinei, afinul poate fi considerat o sursă excepțională de insulină, insulină vegetală. Taninul se găsește nu numai în frunze, ci și în fructe. Fructele conțin pectine, zaharuri, provitamina A, acizi și vitamina C. Întrebuiințări. În tratamente naturiste, dar și pentru consum în gospodărie. Pentru tratamente se utilizează mai ales frunzele, dar nu sunt de neglijat nici fructele. Acrișoare, afinele sunt plăcute la gust și pot fi consumate ca orice fruct. Frunzele de afin se remarcă printr-o importantă acțiune bacteristică și sunt considerate fructele de afin, au acțiune astringentă și contribuie la reducerea zahărului din sânge. Diabet. De altfel, afinul este cunoscut ca un însoțitor benefic în tratamentele privind diabetul. Afinul este, totodată, și un activ agent antidiareic, diureic, dezinfectant intern și antihemoragic. Specialiștii afirmă că tratamentul cu ceaiuri de afin contribuie la creșterea acuității vizuale, mai ales pe timp de noapte. Preparatele din această plantă au efecte pozitive și în enterocolite, gută, afecțiuni reumatice, tulburări ale circulației sângelui, coronarită, sechele de infarct, faringite și stomatite. Produsul principal pentru tratament este ceaiul, ceaiul de frunze folosit la nevoie și în combinație cu alte plante medicinale. S-au observat efectele pozitive și în utilizarea afinului sub formă de unguent în micoze. Din fructele de afin cu zahăr, alcool și alți ingredienți, inclusiv miere, se prepară o băutură alcoolică de casă, afinată. De asemenea, tot pe bază de alcool și afine, se prepară lichiorul de afine. Cei inventivi prepară chiar și vin de afine. În ceea ce privește utilizarea fructului de afin în bucătărie, au fost identificate cel puțin 10 rețete alimentare pe bază de fructe de afin. Afecțiunea în care afinul are o mare importanță medicinală este, desigur, diabetul. De asemenea, trebuie reținută și influența afinului în sporirea acuității vizuale, mai ales când lumina este redusă sau chiar noaptea. În condițiile vieții moderne,
valoarea economică a finelor crește, fiind considerate un aliment ecologic. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, pentru a primi notificări atunci când eu postez ceva nou. Activați și clopoțelul. Eu am fost Cori, iar până la un nou material, vă doresc o zi bună și multă sănătate. V-am pupat! Pa, pa!